Doamne Iisus, Tu ești prezent aici. Încăperea e diferită. Nici Maria nu e aici, suntem noi aici. Dar Tu ești același. Te rog să atingi orice inimă în seara asta. Și așa cum mi-ai dat cuvântul, cer ca rob al Tău ca sângele sfânt care a curs la cruce să curățească orice conștiință, orice inimă, orice trup, orice ființă. Pentru cei care au pierdut bătălia cu virtuțile, cu curăția, și s-au înglodat în mocir la păcatului, călcându-și în picioare lucrurile sfinte pe care Tu le-ai dat precum fiul risipitor de altă dată, Iisuse, Tu care iubești oamenii, Tu care m-ai iubit pe mine și pe mulți de aici și ne-ai smuls din groapa pieirii, din fundul mocirii, apucă mâinile care sunt aici în seara asta, apucă rugăciunile și deschide, Doamne, inima acestor oameni ca să fie atinși de puterea Ta. Pentru prietenii care sunt aici, Doamne, curățește-le inima, mântuiește-i în această seară. Fă-i să nu mai amâne, Doamne, să ia decizia fermă să Te urmeze pe Tine până la capăt, spunând cum am cântat, voia Ta, Doamne, să se facă în viața mea. Ridică inimile doborâte. Adu bucurie în loc de întristare. Adu vindecare în loc de boală. Adu ridicare în loc de prăbușire. Adu sfințenie în loc de păcat. Adu cer în loc de pământ. Deschide ochii din orice orbire duhovnicească și fă, Doamne, să vedem că lumea Ta este o lume reală, înlătură îndoială din orice inimă, din orice viață. Și pentru cei care vor o minune în viața lor, în casa lor, în familia lor, în copiii lor, în adunarea noastră, fă minuni în această seară. Tu ești Dumnezeul minunilor. Pentru cei ce ne-am stins, aprinde flacăra. Pentru cei care ca o trestie ne-am frânt în bătăliile cu vânturile și furtunile vieții, Doamne, îndreaptă-ne în această seară. Dacă mucul doar mai fumegă și flacăra s-a dus de mult, focul Tău care a fost în rugul, care nu s-a stins, să aprindă, Doamne, aceste suflete pentru frații și surorile mele, pentru oameni care nu se mai pot ruga, care nu mai au ce-ți spune, Doamne, a cărui cap sunt, capete sunt plecate mereu sub povara unor regrete târzii. Doamne, ridică-i în această seară. Dă-le drumul celor apăsați, Doamne. N-ai venit să ne condamni, să ne osândești, Doamne, chiar dacă ne-ai vorbit de zone din viețile noastre în care Te-am trădat, Te-am lăsat, Te-am abandonat, Te-am mințit. Ai venit să ne răscolești inimile ca să ne spui că ești aici, să ne vindeți, să ne ierți, să ne primești, să ne reprimești și să binecuvântezi viețile noastre. Așezăm numele Tău peste seara aceasta. Așezăm numele Tău peste orice familie, peste orice inimă, peste orice viață. Și fie, Doamne, așa cum suntem aici în această seară, să avem o ocazie să ne mai revedem în locuri ca acestea. Dar Te rog frumos, Te rog, în ziua măreață, când vei deschide bolta cerească ca o compertindă care se va da la o parte, fă să nu lipsească nimeni de acolo.